Ok. Acum povesteam și s-a oprit laptopul, era să zic. Înseamnă că e laptop, dar eu știu că e tabletă. Bun. Pentru că pun contra, am acceptat sistemul până aici și acum pun contra la tot. Așa simt. Așa simt înseamnă că ori am de vindecat ceva, ori am urcat mai departe și mă descurc cum pot. Bun. 3D, sistemul, cum a fost, s-a trăit, ochelarii roz și relațiile erau debile și de neînțeles și de neorganizat. Săritură cuantică, am urcat în vibrații, am sărit din sistem, spațiu. Atenție, amate, atenție la mine, da, eu la mine, atenție. Am sărit din sistem și după inerție să-mi aduc aminte. Confortabil, ce e? Ai, 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 ai. Și am intrat înapoi în sistem. Înțelegi? Și atunci e off și on. Intri și ieși din sistem, în sistem. Da? Nici călare, nici pe drum, pe jos. Nici călare, nici pe jos, nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici sătulă, nici flămândă, ceva de genul. Relațiile erau voalate. Erau 3D-ul a fost cele mai urâte situații și aiurea trăite ca și cum voalate într-un vis frumos, că așa ar trebui să dă la o parte și după mâinile în cap lângă cine trăiești, lângă cine ai trăit, ce de fapt înseamnă 3D-ul și cu toate amintirile despre. Și acum ai sărit, da? Săritură cuantică și întâlnești, începi să întâlnești, să înțelegi frânturi divine din 3D și să le clirui, le ții în lumină tot ce simți, de-aia pe simțite, văzute, făcute. Ții, ții energetic, ții în lumină. Pardon. Tot. Vezi cum se cliruie, se deschide, se mai râgăi, mai era să zic ce. Se pornește, da? Un fel de trebuie să meriți să ți se deschidă, să-ți pornească stomacelul, să-ți, da? Se ancorează tot ce crezi, tot ce cred eu despre mine se ancorează, ori face parte din sistem străvechi, din sistemul care, da? Și atunci accept transformările și am ieșit din sistem. Simplu. Cum să ies din sistem? Am ieșit acceptând transformările. Punct. Spațiu. Dar și sistemul se transforma. Da, se transforma. Acum vine răspunsul. Stai un pic să radar să lucreze, să prindă. Am uitat ce am vrut să zic, da? Se transforma sistemul. Ok. Se transforma. Se învârtea în jurul cozii. Se cliruia. Atât. Nu se transforma. Se dădea vălul la o parte, se dădea vălul la o parte și asta e. Și asta e ce? Că rămâneai tot în relația debilă, da? Săritură cuantică, sistemul nu te mai vrea, te-a sărit din job, te-a sărit din tot, 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 tot. Și acum ții în lumină vibrațional, n-ai nică pe nimeni și ții asta. Sunt transformările care vin în galop. Că te întâlnești cu cineva din visele tale sau în relația care ai avut-o după săritura cuantică, nu știi că a fost pe bune sau nu, iarăși nu știi, vezi mai departe ce se întâmplă. Cum n-a fost? Am fost, da? S-a întâmplat. Ei, nu poți să știi, da? Mergi mai departe și vezi ce se întâmplă. Acolo sunt acum, acolo sunt azi. De ce deranjează și dor genunchii? Pentru că am tot stat așa. Nu observ cum trece timpul, da? 5 minute, dar înregistrez 20 de minute, 30 câteodată, îți dai seama, lăuntric, 5 minute, cât ar fi, câți ani poți să stai așa? Și nu știi de ce, când dezdoi picioarele, oh my God, zici că am stat, nu știu, da? Acolo e și ca timp, și ca spațiu, și ca stare, și ca... Bun, mai vorbim, ok?